În general, în vestiar, acum depinde. În momentul în care ești la un turneu de Grand Slam, cu cât avansezi faza superioară, cu atât vestiarul se golește și ai o senzație din ce în ce mai de împlinire. Pentru că în momentul în care vii în prima zi la Roland Garros, în vestiar este ca o junglă. Închipuiți-vă 120 de jucătoare în vestiar, probabil nu toate la aceeași oră, însă, într-adevăr, avem toate condițiile în vestiar. Vestiarele sunt foarte, foarte mari, însă zgomotul care este acolo, fiecare în altă unele limbă. Unele pare că mai bat cuie, mai să vin cu mașina așa. Una acolo mai țipă, una sigur mai plânge, una mai râde și normal că se creează o atmosferă care este destul de obositoare. Eu, în general, înainte de meci, încerc să-mi găsesc un loc al meu în care este un pic de liniște, îmi pun căștile în urechi, dau muzica, nu știu dacă dau la maxim, dar și încerc pur și simplu să mă concentrez un pic, pentru că este foarte obositor momentul în care mai ales ești la un turneu mare și ești în vestiar în primele zile. Legat de dacă vorbesc cu adversarele, da, chiar atâta timp cât sunt prietenele mele, am vorbit, vorbesc, acum joc cu Wozniacki, o să vorbesc cu ea, chiar și cu Iancovici înainte de meci de la Roland Garros să vorbeam, pentru că s-a făcuse destul de târziu și mai eram 5 jucătoare în vestiar și atunci normal că vorbim între noi. Adică normal că porți anumite conversații și nu cred că are vreo legătură că mâine joc cu tine, gata, astăzi nu mai vorbim. Sau probabil că sunt și jucătoare cu acest concept, însă nu eu. Care dintre turneele de Grand Slam te impresionează cel mai mult? E o întrebare foarte grea, pentru că suprafața favorită este iarba, contrar așteptărilor și sunt da, foarte... Da, e chiar surprinzător, ținând da, că România nu e niciun teren nu omologat niciun teren, de exact, iarbă. Ideea e că jocul meu se mulează foarte bine pe iarbă și aceasta este suprafața mea favorită. Sunt foarte tristă că nu am ocazia decât o lună de zile să mă antrenez. Normal, din punct de vedere rezultatului, îmi place foarte mult Roland Garros, dar, pentru că am făcut sfert de finală și normal, am păstrat ceva în suflet pentru acel turneu. Turneul în Australia, Australian Open, este cel mai relaxat turneu de Grand Slam și este o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Iar din punct de vedere al show-ului și al... cred că US Open este cel mai spectaculos, pentru că, în general, americanii au tendința asta de a face totul dus către extremă un pic. Da, ne spuneai nouă și poate detaliezi, englezii acum au impus niște reguli speciale la Wimbledon. Despre ce e vorba? Da, anul acesta ni s-a schimbat, firma de echipament a schimbat Adidas și pentru că noi pentru fiecare suprafață avem un alt tip de Adidas. Iar pentru iarbă jucam cu același model de ani de zile, era modelul clasic. Ei, anul acesta l-au schimbat, avem un pic ca la fotbal, pot să spun, mici crampoane, exact, pentru a avea aderență. E, anul acesta au hotărât și să schimbe acest mod, iar aceste crampoane să nu mai fie atât de dure pentru a distruge iarba. Toată această idee a venit pentru că în 2012 Olimpiada se va ține la Wimbledon, se va ține pe iarbă la diferență de o lună față de Wimbledon și atunci iarba nu are timp când să crească foarte mult și atunci au venit cu această idee de ca Adidas și noștri să nu mai rupă iarba atât de mult. Normal că nemai având atâta aderență, alunecăm foarte mult mai nou. Chiar toată lumea s-a plâns anul acesta că am alunecat foarte mult și cred că fiecare își era câte 3-4 căzături pe meci. Lucru care oricum pe iarbă este mai plăcut decât pe zbură sau pe ciment. Însă, normal, sunt foarte multe lucruri care lumea nu le știe și care sunt pe lângă acest. Practic este o întreagă industrie. Da, industrie în care faci parte și tu acum și care la rândul ei aduce beneficii mari sportivilor până la urmă, pentru că se câștigă foarte mulți bani și din publicitate, nu? Da, am să spun, chiar citeam un studiu și tenisul este numărul 1 în lume la fete în momentul de față și este un sport... Dacă fetele n-au Formula 1. Da. Și este un sport în care contează foarte, foarte mult, normal, pe lângă joc și modul în care te expui. Și, într-adevăr, se câștigă de multe ori mult mai mult din publicitate decât din premii și spun eu că este normal. În momentul în care ajungi acolo, este un sport care îți dă înapoi și te răsplătește pentru sacrificiile pe care le-ai făcut, adică și poate fată, să oferă o viață frumoasă. Discuția eternă, discuție. O fată frumoasă e mai avantajată decât una urâtă? Cu siguranță. Tenis. Anul acesta a fost scandalul că la Wimbledon cam au or fi pus fetele frumoase pe terenul central și nu că s-ar fi pus pe valoare. Am să vă spun ceva, dacă
Nu știu, deci că și în cazul tău a fost. Da, și în cazul meu, pentru că de asta și știu. Dacă eu aș fi fost locul 100, nu m-ar fi pus nimeni pe teren central. Eu veneam după sfertul de finală la Roland Garros, eram numărul 23 în lume. Se pune atât cât ai valoare. Normal că se promovează și pe partea altă, pentru că, într-adevăr, tenisul este un sport feminin care atrage. Însă, așa cum am spus, dacă eu eram în locul 100, așa, nu puteam să fiu eu oricine, nu aveam cum să ajung pe terenul central. Și nu sunt de acord cu acest lucru. Însă, normal, probabil că sunt anumite avantaje în momentul în care arăți altfel din punct de vedere fizic. Sorana, tu ai superstiții? Pentru că în lumea tenisului majoritatea jucătorilor și jucătoarelor au chestii de care se simt legați. Da, uite, văd că are mâna. Că trebuie să fie niște superstiții acolo. Da, înainte aveam mult mai multe superstiții. În momentul de față nu mai am atât de multe, pentru că am ajuns la concluzia, îmi ocupau foarte mult timp și îmi luam foarte multă energie, care în momentul de față pot să o pun în altceva mult mai bun. Ce făceai, de exemplu? Credeai drumul întâi la apa rece, în caldă sau la caldă? Nu, erau normal. Sunt probabil ca orice tenismen, eventual să nu calci pe linie sau să stai în anumită parte a terenului sau să servești cu aceeași minge cu care ai trimis un alt. Exact, sau să bați mingea de același număr de ori sau, nu știu, să mănânci dimineața același lucru. Fiecare cum s-a obișnuit, însă aveam mult mai multe înainte. În momentul de față chiar nu prea mai am, pentru că, așa cum am spus, îmi luau foarte multă energie, care am considerat că o iroseam degeaba. Da, nu știu dacă ai citit știrea acum că Tiger Woods a fost bătut de soție cu crosa de golf pentru că am înșelat-o. Cum comentezi lucrul ăsta? Nu știu, mi s-a părut un pic trasă de păr știrea, adică nu știu, nu cred că e posibil așa ceva. Acum, nu știu, am zis, domne, dacă înainte nu mai te sunt niciodată, că nu o să se întâmple așa ceva, pentru că, nu știu, în ziua de azi orice este posibil. Însă, nu știu, mi se pare un pic de trasă de păr știrea și, în general, în momentul în care, chiar dacă este un lucru minor, în general se face tita mai știrea. Cum tu n-ai prieten, nu o să te întreb dacă l-ai bătut vreodată cu racheta de tenis, dar te-ai folosit de ea să te aperi de cineva? Depinde, sau știu, dacă ești într-o situație dificilă. Mai bine îi dai cu haltera în cap. Nu, adică lucrurile astea chiar mi se par duse un pic către extrem și, normal, fiind vorba de Tiger Woods, normal că se dorește exagerare, se dorește o știre bombă și chiar până acum, nu știu, nu s-au auzit prea multe de el decât de cât bine. Cât câștiga. Cât exact, cât câștiga și de bine și în ce reclame a apărut. Și normal că acum au găsit acest subiect și probabil că o să-l dezbată mult timp de acum înainte. Așa cum am spus, nu știu, în general, foarte multe știri mi se par trase de păr și exagerate la un extrem deja dus peste limită. Mulțumim mult, Sorana Cârstea. Noi facem o scurtă pauză, după care ne întoarcem și discutăm despre ce altceva decât despre fotbal.